dragii mei, ce vom afla din webinarul de astăzi? În primul rând, ce este necroza, care sunt cauzele necrozei, cum se poate preveni în funcție de cauza apariției, câteva prezentări de imagini cu diferitele tipuri de necroze după etiologie, ce tipuri de debridări se cunosc și ce tipuri de substanțe se folosesc pentru aceste tipuri de debridări.